În conferința de presă de ieri în care premierul a anunțat privilegiile pentru cei vaccinați, acesta a pus o etichetă și celor nevaccinați. Florin Câțu consideră că testele de inteligență ar da un scor mai mare la persoanele care s-au imunizat până în prezent. Am văzut câteva studii în această perioadă și o corelație care nu ne face cinste între scorul de la testul PISA și rata de vaccinare. Sunt mai multe studii și aici ar trebui să facem o analiză și să vedem după aceea ce putem să facem, a declarat Florin Câțu. Cu alte cuvinte, premierul i-a numit analfabeți funcționali pe cei care refuză vaccinarea. Am părere că el e analfabet, dacă consideră așa ceva, Dacă el vorbește așa ceva, îl considerăm că nu merită să fie premier al României. El e un analfabet și zice de alții. Dar așa una peste alta, noi ne cam merităm soarta. El e analfabet, dacă spune. Aceasta nu este prima gafă a lui Florin Câțu la adresa persoanelor care aleg să nu se vaccineze cu serurile COVID. Prima oară i-a numit teroriști pe cei care îndrăznesc să se îndoiască de restricțiile și măsurile dictate de guvern, iar a doua oară Câțu a spus că vocile dizidenților trebuie eliminate. Astăzi se pare că cei care nu s-au imunizat până în prezent au o inteligență scăzută.